Iată, ne ajung, dragii noștri, și la ultima țară a Maramureșului, în țara Chioarului. Suntem mai exact în Fincheușul Mare și îl avem alături de noi pe domnul Dragoș, cel care știe, să zic așa, pendelete, importanța chiorenilor la Marea Unire și cum și-am pus amprenta chiorenii pentru această zi importantă pentru fiecare dintre noi. Așa că vă zicem, lăudăm pe Iisus și vă mulțumim și la mulți ani, nu? Român, la român patriot din totdeauna. Eu cred că da. Eu vă știu, un român patriot. Noi am mai fost la dumneavoastră, așa că astăzi am dorit să ne scoateți în evidență doar importanța chiorenilor, nu? Sau importanța adusă de către chioreni la această mare unire. Că noi acum am scos în evidență importanța maramureșenilor din cele patru țări ale Maramureșului. Dumneavoastră, ce credeți că ați putea să ne scoateți în evidență vis-a-vis de această poveste a chiorenilor? M-am gândit că toți transilvanenii, de fapt, au avut o importanță deosebită la realizarea acestui mare deziderat al națiunii române. Eu consider 1 decembrie, ziua de 1 decembrie, ca ziua astrală a nației române. Nimic nu este mai important decât să fim toți împreună. Dacă mergem și la niște percepte religioase, atunci când ne rugăm mulți împreună, rugăciunea este mult mai bine primită. Așa că aș începe cu primul făuritor al României Mari, cu Mihai Viteazu. Deci el a reușit, pentru o perioadă scurtă de timp, ca să realizeze unirea tuturor românilor într-un stat național. Sigur, nu era momentul ca să apară în centrul Europei un stat atât de puternic, cum era de fapt statul Burebista și alu Decebal. Trebuia să treacă mult timp și multă vărsare de sânge și multă trudă pentru a realiza visul milenar pe care de fapt îl are orice națiune, să fie unită într-un stat național. În Chioar, încă din 1864, au apărut cercuri literare, să le zicem noi, în care chiorenii erau chemați, erau adunați și li se citea. Deci s-a făcut apropierea lor de carte. De ce? Deja dorim noi să dăm cuiva ceva ce nu cunoaște. Devine, cum să spun, respinge lucrurile respectiv. În mod firesc. Deci trebuie să-l facem întâi pe om să cunoască fenomenul pe care noi vrem să-l implantăm. În felul acesta s-a putut promova limba. Deci au apărut și școlile în limba română în Chioar. În ce an? După 1864. Trebuie să spun că țara Chioarului este una din zonele etnografice, etnofolclorice, cum zic acum, a județului Maramureș, situată în sudul județului, care cuprinde țările Chioarului propriu-zis, care erau în jurul cetății de piatră sau cetății Chioarului, și zonele, și o altă zonă care era, să spunem noi, afiliată sau mai legată de orașul Baia Mare, care plăteau dări către Baia Mare. De acolo îi zicea la zonă Fișculaș, la Fișculaș, de la Fisc. Deci erau, cum să spun eu, datorni sau plăteau dările către orașul Baia Mare. Ei, de ce am scos în evidență această subzonă a Chioarului datorită faptului că aici a lucrat o perioadă îndelungată de timp unul dintre făuritorii sau participanții activi la realizarea Marei Uniri, preotul Vasile Lucaciu, deci la Șișești. Deci Șișești face parte din zona etnografică Chioar, subzona Fișculaș. Nu o să leg atât de mult sau să,
să aprofundez atât de mult din punct de vedere istoric importanța zilei de 1 decembrie, fiindcă devin niște lucruri banale. Eu o să aprofundez, de fapt, legătura localității mele, a Fintelușului Mare, cu această zi astrală a neamului românesc. Sigur, până s-a ajuns la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, a durat timp, chiar când lucrurile erau clare după sfârșitul primului război mondial. Dar acolo trebuia să adui multă lume, deci mulți doritori pentru unire. Adică trebuia să se vadă că oamenii sunt cei... Exact, că masa de oameni, că masa de români doresc să se unească cu regatul României, cu țara mamă. Și astăzi, dacă românii ar fi mai patrioți sau poate ar fi altfel... Să mergem până în contemporanitate. Da, poate că lucrurile ar fi altfel. Poate că ar fi altfel. Nu poate. Cu siguranță ar fi altfel. Cine n-are credință, cine n-are dorință, nu reușește niciodată, mă rog. Nu poate să reușească. Pentru aia credința, cred într-unul Dumnezeu. Așa cum crezi în unul Dumnezeu, crezi și în lucrul pe care tu dorești să realizezi. Sigur că îl realizezi, dar de mântuială, dacă nu ai credință. S-au făcut și la noi, în Chivar, adunări, s-au semnat credențiale, din Finteuș au participat doi învățători, directorul școlii Gabriel Bogdan și Nistor Dragoș, cel care, după puțin timp, va realiza un lucru deosebit pentru acest sat. La Șoncuta, în ziua de 1 decembrie, s-au adunat foarte mulți chioreni. Mijloacele mass media nu erau atunci. Nu era comunicarea, era Dobașul, da, sau cel cu gorna care s-a strigat din vârful dealului, anunța că se întâmplă un anumit moment important în sat. S-au adunat chiorenii în Șoncuta Mare, în Lighet. Ce e Lighetul? Parcul. Influența maghiară asupra zonei, s-au adunat foarte mulți români acolo, să afle rezoluția, sau rezultatul Marea Adunări Naționale de la Alba Iulia. Condusă, sau în fruntea ei, aflându-se cine? Gheorghe Pop de Băsești. Ce fantastic, ce fantastici și puternici oameni am avut aici, în această zonă. Foarte aproape, în zona Codrului. Dar dacă am luat în linie dreaptă, 25 de kilometri. Nu este o distanță. Și probabil că, nu probabil, cu siguranță trebuia să fiți și acolo, ca în acest repede. Am fost, așa am început. Da, eu vreau să vă spun ceva ce nu v-a spus, nu știu cu cine ați, cred că cu domnul primar, da, sau cu cine ați discutat. O importanță deosebită a Băseștiului, legat de Marea Unire, dar colateral. Un eveniment cultural foarte important. Ați auzit de Călușul Românesc? Sigur că nu v-a spus domnul primar nimic despre el, dar să știți că Călușerul a ajuns aici, în nord-vestul României, datorită acestui corifeu al Marii Unii, al lui Gheorghe Pop de Băsești. Deci au venit din sudul țării intelectuali care s-au întâlnit la Băsești. La Băsești era, putem să spunem, meca nord-vestică a Unirii noastre. Așa cum spunem noi, veniți la Alba Iulia, veniți la Alba Iulia în Ardeal. Așa s-au întâlnit la Băsești, acolo erau adunări, să nu zicem noi ședințe, adunări, se adunau într-un irt de intelectuali. Și atunci i-au învățat pe cei din Băsești acest dans. Au încercat să-i învețe Călușul din sud. Dar fiind foarte pretențios, noi nu suntem așa bătăuși din picioare. Fiind foarte pretențios, au reușit. Mai greu. Da, noi suntem mai statornici pe pământ, da, decât ei, da, de dincolo. Da, da. Au reușit și au pus în circulația culturală, să zicem noi, sau în acest dans, Călușul Românesc. Revenim. La Șoncuta s-au adunat să afle Marea Veste de la Alba Iulia. Acolo, în momentul în care s-a primit telegramă, nu știu care era mijlocul de anunț, a fost o efervescență extraordinară. Vă dați seama când lumea a aflat. Deci acum este clar, este o finalitate a dorinței noastre milenare. Serbea lumea. Da, s-a semnat actul unirii
Transilvaniei, să zicem noi, hai să luăm toată Transilvania, nu mai vorbim de Banat și astea alte, cu țara mamă. Ei, de ce am dorit să ajung aici? Datorită faptului că acolo a cântat pentru prima dată corul Bărbătesc, corul plugarilor din Finte Ușumare. Care le avem care și în poze acolo. Noi suntem, de fapt, acum în sediul acestei formații corale, aceste grupări artistice din nord-vestul României. Învățătorul Nistor Dragoș, care era destul de tânăr, cu un an de zile înainte a venit la Finteuș, fiindcă a lucrat în Bălan, în județul Sălaj, și împreună cu directorul școlii, cu Gavril Bogdan, și cu preotul din perioada respectivă, cu Valer Dragoș, s-a gândit să aștepte marele eveniment cu ceva. Cu ce să aștepți marele eveniment? Întotdeauna sătenii sau țăranii satelor și-au pus întregul crez în seama cui? În seama popii și a învățătorului. Deci ei erau cei care, hai să zicem, cordonau. Te puteai ghizui. Da, exact. La ei mergeai și să-ți tălmăcească un act, să-ți facă un act, să te reprezinte undeva. Să-ți dea un sfat. Da, să-ți dea un sfat, exact. Și s-au gândit cu ce să aștepte. Păi, măi, acum nu, cu ce să așteptăm cu echipă de dansuri? Deci, hai să facem o grupare care cuprinde mulți oameni. Mulți oameni. De ce? Fiindcă mulți oameni vor băga în sufletul lor acest mare eveniment. Și au făcut un cor. Sub deviza ne-am unit inimile, gândurile și glasurile pentru a proslăvi prin cântec neamul românesc și pe bunul Dumnezeu. Uită deja imediat, sau deja sunt 102 ani, de când a avut loc acest prim concert a corului Bărbătesc din Finteuș Mare. Dacă deviza a fost asta și repertoriul ales în timp, peste timp, peste ani, a fost de asemenea natură sau au avut acest conținut de idei. De patriotism. De patriotism, de a proslăvi țara. Deci acesta este unul din evenimentele care leagă 1 decembrie sau Marea Unire de satul Finteuș. Al doilea eveniment care leagă satul sau care eu vreau să-l scot în evidență este faptul că în ziua respectivă, în ziua de 1 decembrie, s-a născut tatăl meu. Așa da bunul Dumnezeu, nepotul primului dirijor. Bunicul meu cu primul dirijor, cu învățătorul Nistor Dragoș, erau frați. Dar nu, este un eveniment familiar legat de 1 decembrie, dar este și un eveniment datorită faptului că tatăl meu, Dumnezeu, l-a hărăzit cu o voce extraordinară. Deci puțini tenori, fără studii, cântau cum cânta el. De acolo cred că l-am și moștenit. Probabil. Deci, oamenii care cânta heruvimul în biserică, zice că atunci când începe să cânte, coborau îngeri în biserică. Așa voce minunată, pe sigur. La țăran, dragostea de pământ este mai mare decât orice. Deci nu ne putem noi închipui acum ce dorință de proprietate aveau mai ales românii transilvăneni. Și care, cât îl respectau și câtă grijă avea. Câtă grijă avea. Deci el, de fapt, a fost la un concurs la Timișoara pentru a cânta în cor opere din Timișoara, dar pământul a fost mai scump decât opera din Timișoara. Și astăzi sunt foarte mulți care nu-și lasă lucru câmpului pentru nimeni, să zic așa. Deci ăsta este un al doilea eveniment pe care leagă ziua de 1 decembrie de satul Finteuș. Să continuăm. Un lucru odată obținut și un lucru atât de valoros, orice lucru foarte valoros, să știți că se ține cu foarte mare greu. Așa și lui. Deci, cu foarte mare greu. Cu foarte multă atenție și sacrificiu. Și sacrificiu. Foarte multă atenție și sacrificiu.
De ce spun asta? Niciodată numai ideile celor serbezi de cap sau care, cum să spun eu, istoria nu revine identic cum a fost. Deci să nu se gândească nimeni că va dispare Trianon. Nu poate să dispară. Este un tratat care rămâne în istoria omenirii pentru totdeauna. Niciodată etapa actuală nu poate fi ca și etapa din 1918. Fiindcă este o cu totul altă lume. Vedeți? Altă gândire, exact. Altă purtare. Exact, exact. Nu mai există robi. Nu mai există războaie, cum erau înainte, e pușca de aur și dăgădăg, sau cu astea alte. Războiul acum este un război intelectual. Deci de asta spun în concertele când cântăm. E mai domnesc. Exact, când cântăm o piesă, când frumoasă romă, puneți mâna fras pe arme și le spun, nu, puneți mâna fras pe carte. Fiindcă acum războiul a ajuns la nivel cibernetic. Deci acolo am ajuns. Așa că noi, alături de toți românii, de fapt, am avut un respect deosebit tot timpul față de această zi astrală a neamurilor, față de Marea Unire. Cred că dacă am sta într-o seară, am putea să cântăm numai muzică patriotică. Iar dacă aceste cântece... Care au fost făcute de oameni patrioti. De oameni patrioți. Multe din ele sunt anonim. Compozitorul, poporul, corul. Nu poate să apară numai acolo unde oamenii sunt iubitori. Adică corul cum este cel din Finteuș. Oamenii care iubesc națiunea, care sunt patrioți. Altfel, când deja pa cânți. Când frumoasa România sau nu știu ce vrei tu să cânti. Dacă nu și transmiți. Exact, dacă nu ai sufletul îndreptat în direcția respectivă. Că tot ați vorbit de cor, permiteți-ne să dăm câteva secvențe, un cântec patriotic pentru cei care n-au avut posibilitatea, poate niciodată, să vadă corul bărbătesc din Finteușul Mare. Noi suntem cei chemați să apărăm munții noștri cei frumoși. Noi suntem cei chemați să apărăm munții noștri cei frumoși. Căci luptător de frunte suntem noi și vițe de eroi. Căci luptător de frunte suntem noi și
Ce atitudine au avut reprezentanții corului în perioada, să zic, ceaușistă, dacă mi este permis, când cântecele patriotice poate nu erau atât de bine primite sau înțelese? Vorbind despre... Și atunci erau cântece patriotice, dar erau cele scrise care proslăveau regimul, știți, care nu trebuie să-l spunem noi. Cei din Finteuș nu fățiși, dar n-au avut în repertoriul lor cântece sub care, sub linia melodică scrisă cu Partidul Ceaușescu România. Foarte mulți au preluat cântecele noastre și le cântă, le-au modificat, le-au... Vreau să le spun un singur lucru. Cântecul patriotic, așa ca și Colinda, nu este pentru o persoană. Este pentru mii și milioane de români. Toți trebuie să cânte. Se cântă tot așa înceată? Exact. Cel care zice, eu mă duc ca Colinda, ați auzit în un text, într-o colindă? Nu este așa ceva. Colindătorii mărmulți, vin colindătorii. Vin colindătorii. Și dacă tot am zis de vechi cântec patriotic care l-am scos și care s-a relansat în, hai să zicem noi, în muzica românească, trebuie să mă amintesc ceva. Ați auzit colinda care o cântăm noi, vin colindători. Nu ne aparține nouă. Este a lui? Cui? A lui Tudor Gheorghe și versurile lui Radu Gir, nu? Cine a cântat-o prima dată? Nu este că tot undeva într-un sat, într-un cătun. Nu! A cântat-o corul din Vinteuș pe scena Casa de Cultura Studenților din Cluj. Nimeni n-a avut curajul să cânte. De ce n-a avut curajul? Datorită faptului că revin acolo. Noi suntem mulți. Unde eu numi putere, unde mulți puterea crește. N-au avut. Și Tudor Gheorghe, sigur că a cântat-o, dar nu într-un concert mare cum o cânt acum, de fapt. Șovăielnic pasul, brațele plăpând de lerule, tremurat-li glasul, nu știu să colinde lerule. Dacă stau la poartă și nu zic nimica, lerui ler. Domnilor de astăzi se va puce frica, lerui ler. Mută întrebarea ce răsună afară, lerui ler. Au murit degeaba ce-ați făcut din țară, lerui ler. Tot în fric și foame, tot cu mâini întinse, lerui ler. Pe la porți străine, ce ne stau închise, fiindcă poporul român nu este așa cum îl văd străinii, este cu totul altfel. Noi suntem creștini, suntem aici de mii de ani și harnici, truditori și respectoși. Mai zgândărit cu biserica, ce mai trebuie să mai distrugă? Acum, momentan, această instituție care, este, care încă mai leagă poporul român, încă mai leagă românii de oaltă, încă le transmite bunătatea și respectul unul față de altul. Nu știu. Școala praf, sănătatea praf, tot este praf, noi nu avem nimic, cum poți să mai ai nimic mai? Dumnezeu să binecuvânteze poporul român, Dumnezeu să ne dea sănătate, să avem sărbători frumoase, Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Așa să fie. Mulțumim, dragii noștri, că ați rămas alături de noi până acum. Iată această ediție specială dedicată zilei noastre a tuturor românilor. Se încheie aici, mulțumindu-vă că ați fost alături de noi și vă spunem la mulți ani, fiecare dintre noi, poate că
o bucățică din el mai păstrează în suflet această parte a credinței, a rânduielii strămoșești și patriotismului care ne leagă pe toți. Așa că vă spun, Doamne ajută, Dumnezeu ne dă bine să ne vedem cu bine. La mulți ani!